Emisiune realizată cu sprijinul Hora ESA. Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Senso. Sunt Ioan Grama și împreună cu mine în studio, în seara aceasta, este colegul meu, pastorul Sabin Oltei. Bun venit, domnule pastor! Bun găsit, mulțumesc încă o dată pentru invitație. În seara aceasta am dorit să dezbatem o problemă actuală. Modul în care concepția despre lume și viață a oamenilor le-a influențat faptele, acțiunile, istoria. Aș vrea, domnule pastor, să citim datele unei statistici, o analiză realizată de doi mari statisticiani, William Bennett și George Borno. Ei au analizat situația societății americane între anii 1950 și 2000 și au constatat că în timp de 50 de ani rata divorțului a crescut cu 400%. Rata violenței a crescut cu peste 560%, iar rata violenței juvenile cu aproximativ 5000%. Graviditatea la fetele de 10-14 ani a crescut cu peste 400%. Criminalitatea liceenilor a crescut cu 995%. Rata sinuciderilor la tineri cu 200%. Și, de exemplu, dacă luăm doar orașul New York, în anul 1944 erau 3% nașteri nelegitime. 50 de ani mai târziu, în 1994, erau 48%, adică din 100 de nașteri, 48% erau nelegitime. În anul 1944, 98 de copii nou născuți erau abandonați. În anul 1994, mii de bebeluși erau abandonați și unii chiar în tomberon. În anul 1944 au fost 44 de ucideri cu arma. În anul 1994 au fost 1499, adică aproape 1500 de ucideri cu arma. Ce se întâmplă cu societatea umană? Care este cauza acestor schimbări? Sigur că nu putem vorbi despre o cauză unilaterală. Eventual putem conclude spre o sumă de cauze mai bine conturate. Dar, din punct de vedere social, în sens moral, omul cunoaște un regres. Pe măsură ce și-a câștigat libertatea de mișcare, de gândire, de-a lungul timpului, cu precădere în secolul 20, omul încearcă să-și folosească această libertate, dar nu întotdeauna într-un mod disciplinat. Libertate înseamnă libertate de creație, ar putea însemna libertate de exprimare, ar putea însemna libertatea valorii de sine. Ei bine, într-un sens pozitiv aceste libertăți sau aceste dimensiuni ale libertății, dar din punct de vedere negativ, libertatea ar putea însemna abuzuri, libertatea de a face abuz, o libertate pe care mi-o asum eu însumi, nu mi-o dă nimeni, libertatea de a forța limitele sociale, limitele ființei, de aceea vorbim despre abuz în folosirea drogurilor, a narcoticelor. Bine, dar omul întotdeauna a avut într-o oarecare măsură simțul libertății. S-a întâmplat ceva cu gândirea lui. Blaise Pascal spunea, omul este o trestie, dar o trestie gânditoare. Adică gândirea este cea care determină viața. Ce s-a întâmplat cu gândirea oamenilor? Există niște mecanisme psihologice, sociale, care se mișcă având în fundal anumite mecanisme spirituale. Și momentul în care omul face niște alegeri spirituale de o natură pozitive, să zicem, atunci aceste alegeri spirituale se reflectă și într-o manifestare socială, psihologică, pozitivă. Poate devine mai altruist, mai tolerant, mai îngăduitor sau mai iubitor, mai bun. Dacă mecanismele spirituale sunt negative, regresive, oprimante, atunci și în perspectivă socială omul se manifestă la fel. Este agresiv, este oprimant, este mai dur. Observăm în același timp un dezinteres pe
măsură ce au trecut ani în secolul 20 și nu vorbesc de la un an la altul, ci mai degrabă de la un decenul la altul, unde un regres în evoluția spirituală a omului. Om care nu doar în spațiul comunist s-a dezis de Dumnezeu, dar omul în general ajunge să îi se pară o rușine să crezi în Dumnezeu, o rușine să te încrezi în Dumnezeu, să te rogi. Și aici mă gândesc foarte interesant, pentru un credincios de o altă religie, un musulman, niciodată nu este o rușine să se roage. Indiferent de țara în care trăiește, el se roagă și toți oamenii îl privesc ca atare. Sau un hindus, sau o altă religie. E, creștinul nu este așa. În general, creștinului nu-i place să fie văzut ca manifestându-și credința. Lui place să fie dezis de Dumnezeu. Și poate că secolul 20 a fost un secol în care dezicerea de Dumnezeu a fost cea mai vizibilă. Sau efectele dezicerii de Dumnezeu, efecte adunate în ani, în secolele premergătoare secolului 20, efectele acestea se văd cel mai evident în secolul 20. Alexandru Solzhenitsyn, care în 1973 a primit premiul Nobel, spunea că a analizat care este explicația pentru că în țara sa, în Rusia, 60 de milioane de oameni, de fii ai poporului rus, au fost uciși în timpul comunismului. Și el a spus la un moment dat, oamenii l-au uitat pe Dumnezeu. Aceasta este cauza tuturor nenorocilor. Din ceea ce spuneți dumneavoastră, înseamnă că oamenii au trecut de la ceea ce odată era înțelepciune, și anume să crezi în Dumnezeu și să asculți de poruncile lui, la altceva. La ce au trecut? Am putea observa această evoluție a mișcării spirituale a omului, cel puțin omului occidental, din perspectiva trecerii gândirii spirituale de la ateism spre postmodernism sau post-postmodernism, cum se vede astăzi. Și dacă ne luăm un timp în emisiunea aceasta să vorbim puțin despre fiecare, vom observa că pornind de la acel punct zero în care omul credea în Dumnezeu, într-un Dumnezeu creator, omul îl implica pe Dumnezeu în viața lui, îl iubea pe Dumnezeu, își mărturisea credința în Dumnezeu. Cum spuneam mai devreme, astăzi omul, și dacă crede în Dumnezeu, îi este rușine în general să afirme lucrul acesta, încă duce lupte crâncene pentru nemanifestarea credinței în spațiu public, dar în cele mai multe situații omul nu mai crede în Dumnezeu. Suntem la o răscruce. Dacă vrem să analizăm concepțiile de viață care au rădăcini până în secolul nostru, constatăm că sunt 9 mari concepții de viață și despre lume. Este ca și cum am fi într-o mare intersecție cu 9 direcții. La fiecare direcție este un domn foarte bine pregătit și dânsul spune, pe aici este direcția cea bună. Oare care să fie direcția cea bună? Ați putea să enumerați direcțiile acestea, ați vorbit despre teism și despre postmodernism, post-postmodernism. Dar după teism... Păi să vorbim așa, prima dată vorbim despre teism. Sau credința în Dumnezeu, da. Da, și vorbim de, repet, ne referim la gândirea spiritual creștină în spațiul occidental, european, american, cu precădere. Deci, vorbim despre teism, după aceea, la o răscruce s-a întâmplat ceva și omul și-a pierdut încrederea în Dumnezeu, l-a lăsat pe Dumnezeu acolo în cer, el a rămas pe pământ omul și concepția de viață s-a concretizat în filozofia numită deistă. În această filozofie omul nu mai este deja, Dumnezeu nu mai este implicat în viața omului, sau cel puțin omul nu mai înțelege pe Dumnezeu ca fiind implicat în istorie. Adică în deism o să ajungem să discutăm, să vorbim despre fiecare. Deism, naturalism, direcție, naturalism sau apoi, ateismul, am putea spune, da? Da, ateismul. După aceea, nihilismul, în care omul nu mai are încredere în nimic, așa. Apoi vorbim despre existențialism,
În paralel, omul descoperă și religia orientală și emonismul panteic oriental, în care Dumnezeu e acolo în toate lucrurile prezent, în sfârșit. După aceea vorbim despre mișcarea New Age. Nu e doar un mod de gândire, este o mișcare, pentru că a schimbat filozofia lumii în multe privințe. Și apoi vorbim despre postmodernism și existențialismul. Deci toate aceste orientări pretind că ele oferă soluția pentru o viață împlinită. Ceea ce este tulburător este că în școli manualele sunt construite pe învățătura sau pe convingerea de viață naturalistă, ca și cum Dumnezeu n-ar exista. Mă întreb de ce nu se dă o șansă și credinții în Dumnezeu. De ce societatea de acum, cei care promovează valorile societății de acum, consideră că doar convingerea sau concepția despre lume și viață că nu există Dumnezeu ar fi cea adevărată. E curios să înțelegem dacă au dovezi, dacă sunt dovezi pe linia aceasta sau dacă convingerea că există Dumnezeu este mai viabilă. Mai întâi, haideți să dezbatem direcția creștină, concepția teistă, așa zisă teistă, sau concepția creștină a existenței lui Dumnezeu, a Dumnezeului triunic. Cum spuneam mai devreme, concepția teistă este concepția creștină de bază, în care Dumnezeu este înțeles ca fiind un Dumnezeu personal. Care este sursa acestei concepții? Biblia, e clar. Adică Sfânta Scriptură, în care pornind de la prezumția că Sfânta Scriptură este crezută, așa cum scrie acolo, îl înțelegi pe Dumnezeu ca fiind un Dumnezeu personal, un Dumnezeu care își iubește creația, îl iubește pe om, mă iubește pe mine, eu, individul. Adică între Dumnezeu și mine există o relație. Dumnezeu nu este niciodată indiferent. Dumnezeu își exprimă făgăduințele sale în Cartea Sfântă, iar eu le cred. Dumnezeu îl iubește pe om, nu îl lasă singur. Din această iubire este izvorâtă jertfa. Prin faptul că Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, vine pe pământ, îi ajută pe oameni, îi atinge, îi privește în ochi, le vorbește cu blândețe, îi ajută și după aceea moare pentru ei. În privința aceasta, am putea să ne întrebăm dacă concepția aceasta este adevărată. De ce a fost ea părăsită? De ce oamenii caută altceva? Un alt mod de a înțelege și de a explica viața? Aici aș avea două răspunsuri. Unu, pentru că omul își dorește totdeauna ceva nou, ceva diferit. Poate uneori din cauza că nu e mulțumit de ceea ce a avut înainte, alteori din cauza că dorește variație. Haideți să ne imaginăm următoarea situație. Să ne imaginăm o familie care își exprimă public credința în sensul în care merg la biserică, soție și copii. Dar, în mod practic, părinții sunt agresivi cu copiii lor. Sunt foarte exigenți, le dorește binele, dar își manifestă această dorință printr-o preocupare excesivă, o disciplină excesivă. În concluzie, copilul ajunge să nu mai aibă încredere în Dumnezeu. Din cauza unui exemplu prost pe care îl oferă părinții, copilul îl percepe pe Dumnezeu într-un mod greșit și atunci spune: nu mai am nevoie de un astfel de Dumnezeu. Mulțumim! Doamnelor și domnilor, luăm o scurtă pauză publicitară, după care vom reveni. Doamnelor și domnilor, suntem la o dezbatere despre modul în care concepțiile sau concepția despre lume și viață influențează societatea umană. O concepție despre lume și viață este un angajament pe care cineva și-l ia față de viața lui în funcție de ceea ce pune în centru vieții sale, pe Dumnezeu sau materia.
Am discutat împreună cu invitatul meu din seara aceasta, cu domnul Sabin Oltei, domnul pastor, despre credința creștină sau convingerea, concepția despre lume și viață, potrivit căreia există un Dumnezeu în care se centrează toată existența noastră. Am ajuns la punctul acesta în care ne-am întrebat dacă această concepție este bună, de ce a fost oarecum abandonată și se caută alte concepții. Și una din explicații pe care ne-a prezentat-o invitatul este că probabil creștinii sau cei care au avut această convingere nu au fost suficient de relevanți. Ar mai fi și alte explicații? Cu siguranță. După părerea mea, totul pornește de la percepția personală a omului. Dincolo de ce îmi spune mie preotul la biserică, dincolo de ceea ce învăț la școală, contează foarte mult ce înțeleg eu singur, altfel eventual decât sunt învățat. Și dacă vorbim despre părăsirea ateismului, haideți să ne gândim la evul mediu întunecat în care oamenii nu aveau acces la Sfânta Scriptură. Pe de o parte pentru că fizic nu era accesibilă și pe de altă parte din cauza că din punct de vedere lingvistic Biblia nu era în limba omului de rând. Și atunci omul și-a dezvoltat credința în Dumnezeu nu pe baza învățăturilor Bibliei, ci pe baza învățăturilor bisericii. Unele învățături nu se potriveau cu ce spune Biblia. Erau în unele situații aberante. Ei bine, în momentul în care omul a început să gândească, a început să se școlească și a început ca să pună mai mare preț pe rațiune, să cântărească singur lucrurile și să nu le mai ia nemestecate de oferite de altcineva, atunci și-a dat seama că un Dumnezeu care promovează purgatoriu nu mai este un Dumnezeu așa bun cum îl prezintă biserica. Și pentru că omul nu știa ce spune Biblia și l-a înțeles pe Dumnezeu nu din perspectiva Bibliei, ci din perspectiva interpretărilor eronate, atunci omul a abandonat interpretările, abandonându-l în felul acesta și pe Dumnezeu. Și vorbim de secolul XVIII cu precădere, unde evenimentul social simbolic pentru abandonarea ateismului este Revoluția franceză, în care oamenii au spus nu mai avem nevoie de Dumnezeu. Noi ne descurcăm și singuri. Noi avem încredere în rațiunea noastră. Și pe frontul acesta al luptei dintre rațiune și credință, credința, repet, fiind formată pe prejudecăți, fiind formată pe baza interpretărilor eronate, omul a ales rațiunea în care avea mai multă încredere în defavoarea încrederii într-un Dumnezeu cu care nu prea avea relație. Înseamnă că modul în care omul a înțeles concepția despre existență prin Dumnezeu nu l-a satisfăcut. Spunea Blaise Pascal că în sufletul fiecărui om este un vid în formă de Dumnezeu și vidul acesta nu se umple numai dacă este prezența lui Dumnezeu acolo. E posibil că omul să fi înțeles credința creștină ca un set de reguli și nu ca o relație. Și totuși nu a abandonat cu totul credința creștină. Pentru că primul pas în decădere de la ateism este deismul. În deism, omul înțelege că există un Dumnezeu, dar care este acolo undeva în cer și pe mine mă lasă singur. Dumnezeu este cel care a creat cosmosul ca un ceasornicar, a creat cosmosul acesta perfect și l-a lăsat să meargă, iar cosmosul funcționează în virtutea legilor pe care Dumnezeu, ceasornicarul, le-a pus în acest mecanism. Și cosmosul merge de la sine. Iar Dumnezeu nu mai are nicio implicație în desfășurarea lucrurilor. Așadar, avem două direcții. Da. O direcție în care, potrivit convingerii bazate pe Scriptură, omul dezvoltă o relație cu Dumnezeu, un Dumnezeu care a creat. Istoria se poate cuprinde în 5 cuvinte: creație, cădere, răscumpărare, restaurare, glorificare. Da. Dar fiindcă omul n-a găsit împlinire în modul cum a înțeles el această concepție, a căutat o altă concepție în care Dumnezeu este departe, este ceasornicarul care a pornit ceasul și lasă să meargă înainte. Concepția aceasta l-a satisfăcut pe om? La început, aparent, da. Adică i s-a părut omului că are loc și pentru rațiunea lui, în sensul în care Dumnezeu a dat startul și lasă pe om să facă ce vrea.
evaluarea morală a omului, a acțiunilor sale, nu se mai face din perspectiva unui Dumnezeu perfect, ci din perspectiva unor cote morale pe care și le pune omul singur. Deci omul face ce vrea și își folosește rațiunea pentru a-și asigura o șansă. Nu mai crede atât de mult în providența lui Dumnezeu, în împrejurările pe care Dumnezeu le dirigează. Dumnezeu nu mai dirigează nimic, rămâne în cer. Și în felul acesta omul aproape că rămâne fără Dumnezeu. Crede într-un Dumnezeu la nivelul general, dar la nivel personal, el este fără Dumnezeu. Cum rezolvă omul problema vinovăției? Pentru că în această situație apare totuși simțământul de vină, orice crede, orice convingere ai avea, în toate convingerile apare simțământul de vină. Cum o rezolvă? Cum rezolvă problema vinovăției? Prin îndreptare. Omul zice, am făcut o greșeală, hai să fac o faptă bună care să o compenseze pe cea rea. Cu alte cuvinte, eu prin puterile mele pot deveni mai bun. Pot să mă corectez. Am șansa să fac lucrul acesta. Și dacă această concepție îl satisface pe om, înseamnă că ar fi trebuit să se oprească aici. Deci s-a renunțat la credință, la concepția bazată pe Scriptură și o concepție bazată, să zicem, pe rațiune. Există un Dumnezeu, e clar, dar Dumnezeu acesta nu se amestecă în viața noastră. Cum de s-a mers mai departe? Nu uitați că vorbim despre o involuție spirituală, nu despre o evoluție. Deci, omul alunecă în pe panta îndepărtării de Dumnezeu. Și putem observa lucrul acesta din punct de vedere filozofic, pornind de la teism. Punctul în care, sau stadiul la care omul crede și are o relație cu Dumnezeu, după aceea coboară sau se înstrăinează de Dumnezeu tot mai mult, părăsindu-L pe Dumnezeu, lăsându-L pe Dumnezeu în cer, el încercând să se descurce cum poate aici pe pământ, iar următorul stadiu în această involuție sau îndepărtare de Dumnezeu este naturalismul, în care omul a pierdut cu totul și spune nu există, nu avem Dumnezeu. Lucrurile astea sunt de la sine, nu sunt făcute de Dumnezeu. Mi-amintesc de un mare deist, William Miller, da, care în credința sa și în convingerea sa deistă, totuși, după vârsta de 30 de ani, în perspectiva morții și a lipsei de sens, el a căutat și a găsit altceva. Da, pentru că William Miller, din câte știu, era un bărbat foarte calculat. El era un bărbat disciplinat. Avea profilul acesta militar. Și el așa îl înțelesese pe Dumnezeu într-o formă deistă. Dumnezeu e acolo, le-a făcut pe toate perfecte, iar datoria mea ca om este să nu încurc acest ceasornic al lui Dumnezeu. Doar că el simțea nevoia după mai mult. Pentru că sunt acele episoade ale vieții omului în care are nevoie de apropiere personală. Cum ați amintit, el este în fața morții. Acolo, în fața morții, nu te mai gândești la legi, reguli, te gândești la o ființă care să fie aproape de tine. Și acolo ai nevoie de un Dumnezeu personal, nu de ceva perfect, o lege perfectă. Iar Miller l-a descoperit în felul acesta pe Dumnezeu, a început să citească Biblia și a înțeles că Dumnezeu este unul care nu e doar în cer, e și aici pe pământ, e aproape de om. Numai să ne gândim, de exemplu, la visul lui Iacob din Cartea Genezei, în care Iacob este un om vinovat, este un fugar, este singur, undeva rămâne peste noapte în câmp deschis, se odihnește și acolo are un vis în care îl vede pe Dumnezeu că e lângă el. Și viziunea asupra vieții lui Iacob se schimbă radical când înțelege că Dumnezeu este unul personal. La fel și cu Miller. Și Miller în felul acesta s-a întors înapoi în teism, s-a întors înapoi la această concepție de viață personală și a căutat o relație personală cu Dumnezeu. Spunea dânsul, el a fost un mare reformator religios, spunea că la un moment dat a înțeles că trebuie să fie o persoană care să rezolve problema vinovăției lui și această persoană trebuie să se dea pe sine pentru ca să dea la o parte, să îndepărteze vinovăția lui William Miller. Și de aici a făcut un pas înainte și a înțeles că acea persoană trebuie să fie extraordinar de iubitoare,
o persoană cu un caracter nobil, o persoană de o frumusețe de caracter, așa cum dorește ființa noastră să împlinească, și a constatat el că singura carte sau singurul loc unde se vorbește despre asemenea persoană este Biblia. Deci el, așa cum a spus, s-a întors la teism. Dar ați spus că concepția aceasta nu a satisfăcut pe adepții ei, n-a satisfăcut societatea, s-a mers mai departe și s-a ajuns la naturalism. Ce este concepția naturalistă? Este o concepție care îl exclude cu totul pe Dumnezeu. Aici există despre, doar materie. Doar materie. Vorbim despre evoluționism. Evoluționismul pur, în care universul apare de la sine, apare, este o evoluție, nu avem nevoie de o... În concepția aceasta nu există o forță exterioară a universului care să o modeleze, nu există o ființă, o voință, o conștiință dincolo de această materie care este văzută, e perceptibilă, poate fi studiată, deci nu există nicio conștiință superioară materiei care să o modeleze. Și oamenii în felul acesta au ajuns departe de Dumnezeu, în sensul că nu mai au niciun Dumnezeu. La început au fost foarte fericiți, au crezut că au găsit sensul vieții, sensul l-au găsit în evoluție, în evoluționism. Dar de aici și până în conștientizarea faptului că ești în prăpastie, numai decât o chestiune de timp. Pentru că naturalistul, repet, este tot om, are probleme pe care nu le poate rezolva decât Dumnezeu, și în momentul în care nu mai crede deloc în Dumnezeu, crede în evoluție, atunci își dă seama foarte bine că nu există evoluție, ci este de fapt involuție. Și pentru că ziua de mâine, și își dă seama că ziua de mâine nu va fi mai bună decât cea de astăzi, ci va fi mai rea. Și atunci omul ajunge la disperare și nu mai are cine să-l mai ajute. Totuși, naturalismul sau naturalismul este concepția ateistă care a creat comunismul. A rezistat 70 de ani. Cum de a rezistat 70 de ani și a modificat a treia parte din planeta noastră? A rezistat 70 de ani, dar ateismul a rezistat mii de ani. Deci 70 de ani de comunism în comparație cu un mileniu și jumătate de creștinism, teism, este o perioadă foarte scurtă. Rezistă, pentru că este implementat, este revoluția aceasta tehnologică din secolul 20, în care omul vrea să fie triumfător, în care omul vrea să fie stăpân pe viață, stăpân pe situație, stăpân pe descoperirile științifice, care par să-i confirme omului că el este stăpânul universului. El cucerește luna, da, avem prima călătorie pe lună, el are avioane, zboară în spațiu, se mișcă pe unde vrea, face tot ce vrea. Și ce a venit cu o ofertă deosebită, că societatea trebuie să fie o societate ideală, o societate în care muncitorii câștigă mult mai mult decât au câștigat până acum, o societate care va fi superioară societății capitaliste, societatea socialistă, muncitorul din societatea socialistă va câștiga enorm față de mai mult decât muncitorul din societatea capitalistă. Doamnelor și domnilor, ne oprim pentru o scurtă pauză publicitară, după care vom continua. Doamnelor și domnilor, continuăm dezbaterea noastră despre modul în care concepția despre lume și viață influențează societatea umană. Am ajuns să înțelegem că sunt 9 direcții, 9 concepții mari care le au formatorii de opinie, părinții, școala, mass media, societatea influențează gândirea noastră. Am discutat la modul foarte general despre teism, despre credința în Dumnezeu, despre deism, Dumnezeu care a creat și a lăsat să meargă lumea fără să mai implice, despre naturalism, că există numai materie. Am ajuns la punctul acesta în care naturalismul de fapt a creat și comunismul, și comunismul s-a prăbușit pentru că au descoperit că nu se poate crea
o societate ideală și că departe ca muncitorii din țările comuniste să aibă salarii mai mari decât cei din țările capitaliste. Probabil că au fost și alte motive, dar aceste două constatări i-au făcut pe Gorbaciov și ceilalți lideri comuniști să renunțe la comunism. Dar vrem să înțelegem dacă la nivel personal ateismul sau naturalismul și versus teism realizează ceva. Ce se întâmplă cu un om care are credința creștină, morala creștină și unul care este ateu? Păi de aici am pornit discuția din seara aceasta, de la întrebarea de ce societatea în secolul 20 este lipsită de moralitate mai mult decât în secolele anterioare. Și am spus că toate acestea sunt aplicații ale concepțiilor religioase. Dați-mi voie să vă dau două exemple. Prin 1800 au trăit doi bărbați, Harry Judson și Jonathan Edwards. Harry Judson era un naturalist. El era ateu, n-avea treabă cu Dumnezeu. Ei bine, o echipă de cercetători în urmă cu câțiva ani au studiat genealogia unor familii și au ajuns la următoarea concluzie, că Harry Judson, de atunci de când a trăit și până în prezent, a avut în jur de 1200 de urmași. Nepoți, strănepoți, stră și așa mai departe. Din acești 1200, 310 au fost cercetători. Ce muncă au depus oamenii aceia din echipă să identifice? Atenție, 130 dintre cei 1200 au fost pușcăriași. 60 au fost hoți de carieră, hoți profesioniști. 7 au fost criminali. Și doar 20 dintre ei au fost oameni de succes, oameni care s-au realizat în viață. 20. Acesta era Harry Judson. Iar Jonathan Edwards era un creștin, practicant, care îl iubea pe Dumnezeu. Dintre urmașii lui, 14 persoane au fost președinți de universități. 102 persoane au fost profesori. 100 au fost pastori și misionari. Dintre așa, 112 au fost avocați și magistrați. Dintre aceștia, 60 erau doctori. Are vreo influență felul în care îl percepe Dumnezeu? Sigur că da. Când îl am pe Dumnezeu, am un suport, am un sprijin, am un reper, am un pol nord care îmi creează mie o direcție în viață. Când nu-l mai am pe Dumnezeu, nu mai am acest pol de orientare și eșuez. Chiar dacă pentru o perioadă de timp eu sunt pe picioarele mele, mă descurc, sunt fericit sau vreau să cred despre mine că sunt fericit, dar hai să ne gândim puțin la influența pe care o am în jurul meu, în familia mea, în dreptul celorlalte generații care vin după mine. De aceea spuneam, din teism a ieșit nihilismul, din nihilism omul a alunecat în deism, după aceea din deism în naturalism, din naturalism omul care nu mai crede în Dumnezeu, omul este evoluționist, până la urmă lucrurile au început să aibă un nonsens. Nu că dacă nu există Dumnezeu, totul este materie, noi suntem materie și gândirea noastră este o funcție a creierului. Da. Cum zicea cineva, cum secretă ficatul bila, așa secretă creierul gânduri. Da, așa este. Ce este nihilismul? Nihilismul este punctul în care omul nu mai are niciun reper. Omul ajunge să se simtă singur și să nu mai creadă nimic. Nici măcar în el, nici în natură, nimic. Este punctul maxim de îndepărtare de Dumnezeu. Punctul în care omul se simte un străin în propria lui piele. Nietzsche a fost un astfel de gânditor care spunea că nu te mai poți baza pe nimic, nu poți cunoaște, ceea ce cunoști de fapt nu cunoști, totul este o iluzie și a nebunit. Nu-i de mirare. A sfârșit într-un ospiciu de nebuni. De aceea nihilismul n-a rezistat decât foarte puțin timp și nihiliștii trebuie să recunoască că dacă duc până la ultimele
ultimile concluzii. Credința lor, trebuie să te retragi din societate. Dacă nu te mai poți baza pe absolut nimic, pe gândirea ta, pe realitate, pe nimic, atunci înseamnă că nu mai funcționezi. Trebuie să fii duș într-o instituție. Și așa s-a născut următoarea concepție. Hai să recapitulăm doar în două cuvinte. Vorbeam despre o involuție sau o dezvoltare a înstrăinării omului de Dumnezeu, de la teism, deism, de la deism la naturalism. De la naturalism omul ajunge în prăpastie, în nihilism, și aici omul încearcă să găsească o cale de compromis și ajunge să creadă în existențialism. În existențialism omul crede ce vede. Este două universuri, unul al materiei, unul este al meu, unul este al forțelor exterioare, unul este microcosmosul meu pe care eu îl pot influența. Este universul în care eu decid și așa mai departe. Bun. În existențialism omul tot singur este. Nu reușește să-și dezvolte cum trebuie scopul vieții, să-și găsească împlinirea vieții. Nu reușește să facă lucrul acesta. Și atunci omul alunecă în New Age. Ce este New Age? Este un mod de a vedea viața prin niște ochelari imaginari. În mod concret, eu aș putea să fiu fericit dacă mă ajut, și nu mă ajut în felul în care cred lucrurile, ci poate mă droghez. Și dacă mă droghez, eu simt o stare euforică și am gustat fericirea. New Age-ul încearcă să se apropie de concepțiile orientale, de viziunea vieții. Bun. Adolf Huxley este scriitorul care a mers pe ideea aceasta, se droga și soția lui scria ceea ce el era sub influența drogurilor. De fapt, ei au căutat supraomul, omul Dumnezeu. Da, omul, au subliniat foarte mult valoarea omului, capacitățile lui, dar, repet, aceste capacități erau fals dezvoltate cu ajutorul drogurilor, a transei, a meditației transcendentale și așa mai departe, dar nu era o cale naturală, logică, previzibilă, controlabilă. Bun. Ultima... În 1987, poate este bine să amintim lucrul acesta, s-a făcut previziunea că toate planetele se vor așeza pe aceeași linie. Și dacă se vor duce pe o plajă din undeva în California, vor fi pe aceeași direcție cu planetele și oamenii vor deveni supraoameni, vor deveni zei. Uh-huh. Nu s-a întâmplat nimic, bineînțeles, și această concepție New Age nu s-a prăbușit total, este promovată de oameni, de doctori, de psihologi și așa mai departe. Sunt peste 250 de mari școli de psihologi care se bazează pe aceste idei, dar care nu satisfac pe om, de aceea ați dori să amintiți ultima stradă. Postmodernismul. Ce este postmodernism? Postmodernismul este o concepție de viață în care reperul ești tu, gusturile tale și propriul tău mod de a înțelege viața. Dacă vrei să crezi în Dumnezeu, crezi în Dumnezeu și e foarte bine. Dacă vrei să crezi în Brahman, poți să crezi. Deci nu există adevăr absolut. Nimic nu este absolut. Nu există bine absolut, nu este rău absolut. Binele care mi se pare mie că este bine s-ar putea ca ție să-ți fie rău și binele tău să-mi provoace rău mie, dar asta nu e neapărat un conflict. Nu, fiecare își urmărește binele lui și din perspectiva lui, totul este în regulă, din perspectiva lui însuși. Postmodernismul este inclusivist. Pentru că acceptă pe toată lumea, ei acceptă și pe homosexuali, acceptă și pe panteiști, acceptă pe atei, acceptă pe creștini, acceptă pe musulmani, acceptă pe toată lumea. E rău să fii tolerant? Păi nu e rău să fii tolerant, dar cheia acestei concepții este toleranța. Păi toleranța are niște granițe în care se mișcă ca și binele și orice, dar... De exemplu, poți să fii tolerant cu un criminal? Ei spun că
dacă omul are această idee, trebuie să o respectăm. Teismul spune că Dumnezeu îl iubește pe criminal sau pe făcătorul de rele, dar urăște faptele lui. Și Dumnezeu pedepsește faptele rele, dar îl iubește pe om. Este extraordinar. Mă gândesc la Mântuitorul nostru pe cruce, dezaproba comportamentul tâlharilor din stânga și din dreapta, dar în același timp îi iubea. Îi iubea pe ei ca oameni, chiar dacă dezaproba faptele lor. Îi iubea pe ucenici, dar îi certa când făceau ceva greșit. La fel cred că fac și părinții, nu? Eu sunt părinte, amândoi suntem părinți și mulți dintre telespectatorii noștri sunt părinți. Ne iubim copiii și îi fac greșeli. Dar faptul că au făcut o greșeală nu schimbă, nu alterează dragostea pe care o avem față de ei. Și suntem tot timpul dispuși de sacrificiu pentru ei, chiar dacă nu dezaprobăm în același timp unele vorbe sau unele fapte pe care le fac. Deci avem nevoie de un reper și toleranța aceasta are o graniță în care se mișcă. Pentru că nu pot să-mi tolerez mie anumite fapte care contravin bunelor moravuri ale dumneavoastră și vă provoacă rău. Da. Postmodernismul este concepția care invadează acum din Occident și spre România și spre Estul Europei. Toate aceste concepții, în afară de teism, de fapt pun o întrebare. Unde este Dumnezeu? Și mi-amintesc de o poetă care spune, unde este Dumnezeu? Uite-l acolo pe lemn, pe cruce. Să facem o concluzie la răscrucea în care se află omul modern. Mass media, profesori, adică școala, educația, familia, societatea, este împânzită de indivizi, de persoane care au aceste nouă concepții despre lume și viață. N-am putut să le dezvoltăm pe toate, și anume credința în Dumnezeu, deismul, naturalismul, nihilismul, existențialismul, New Age și yoga și postmodernismul și post-postmodernismul. Cum am putea, care ar fi argumentul nostru că o concepție bazată pe Biblie, spunea Garibaldi, marele patriot italian, că dacă vreți să ne ajutați cu ceva, cel mai bun aliat al nostru este, pe care îl puteți oferi, este Biblia, pentru că ea ne arată calea eliberării. Cum am putea să dovedim că această concepție creștină, bazată pe moralitatea creștină, este superioară celorlalți, este singura concepție adevărată? În gena spirituală a omului, indiferent când a trăit și unde, există acea nevoie după o relație personală cu Dumnezeu. Repet, breșa în teism s-a făcut atunci când omul l-a perceput pe Dumnezeu nu pe calea relației personale sau pe calea Bibliei, ci pe calea interpretării umane adesea eronate a Bibliei. Bun. Omul nu poate fi fericit și mulțumit decât atunci când are o relație cu Dumnezeu, când îl iubește, când este singur în taina sufletului său și se roagă, având credința că Dumnezeu îl ascultă. Ei bine, chestiunea aceasta a credinței nu este unilaterală, pentru că eu mă rog și Dumnezeu mă răspunde. Și când eu văd că Dumnezeu mi-a răspuns din înaltul cerului, asta îmi întărește credința, mă face fericit, îmi dă aripi, mă face să mă simt învingător. Asta înseamnă esența credinței în Dumnezeu, să am o relație personală cu El. Când nu am o relație, atunci eu mă îndepărtez de Dumnezeu și apuc tot felul de concepții despre viață. Atunci viața mea nu mai are sens, atunci viața mea nu mai are valori, nu mai gustă fericirea. Vă mulțumim, domnul pastor. Și eu vă mulțumesc. Suntem la finalul emisiunii. Două drumuri mari, credința în Dumnezeu și alte credințe, am putea spune. Dacă am fi să rezumăm, ce este bine în credința în Dumnezeu sau convingerea, concepția că există Dumnezeu, binele este să avem încredere în El și să păzim poruncile Lui. Ce este bine în celelalte concepții? Binele este maximalizarea plăcerii, să trăiești ca să ai cât mai multă plăcere. Care din aceste două concepții ne aduc adevărata fericire? Credem că este foarte adevărat ce a spus Alexandru Solzhenitsyn.
Omul l-a uitat pe Dumnezeu și aceasta este cauza tuturor necazurilor și a nenorocirilor care sunt în lumea aceasta. De aceea trebuie să luăm un aliat, un singur aliat există în lumea aceasta care ne poate ajuta să-L regăsim pe Dumnezeu, pe acel Dumnezeu care ne-a creat, care a murit pe cruce pentru noi, a înviat, mijlocește, va veni în curând ca să ne ducă în împărăția sa. Acel Dumnezeu este Iisus Hristos și aliatul care ne poate ajuta să-L găsim este Biblia. Vă conducem la acest aliat pentru ca în felul acesta convingerea dumneavoastră despre lume și viață să vă aducă fericire, împlinire și viață veșnică. Vă mulțumim pentru atenție, o săptămână frumoasă în continuare, ne întâlnim miercurea viitoare la aceeași oră, la revedere! Emisiune realizată cu sprijinul